Amenajarea unei intersecții în civil 3D. Despre asta o să vorbim în acest video și hai să începem. Mai mult vreau să arăt în acest video metoda mea cea mai rapidă, pentru că amenajarea unei intersecții nu este chiar atât de rapidă, adică îți trebuie să dai multe next-next-next-uri până când reușești să faci o intersecție. Și având multe axe, nu este chiar o metodă destul de rapidă, adică mult mai puțin timp îți ia să faci un ax lungul, coridorul, da? Decât să faci o intersecție, decât să amenajezi o intersecție. Și mai ales dacă ai avea și drumuri laterale, iarăși, deci în sine proiectarea, îți ia mai mult să faci, să amenajezi o intersecție decât să proiectezi un drum, să-l desenezi. Bun, deci aici avem două axe, avem o intersecție și în intersecția respectivă noi o să încercăm să o amenajăm cu modulul de intersecții, dar modulul ăsta de intersecții are multe variabile, da? Și pentru fiecare intersecție trebuie să-i setezi o grămadă de variabile. În mod normal, la o intersecție, trebuie să-i definești razele de racordare, atât. Adică, practic, eu dacă aș amenaja o intersecție, unui soft, i-aș trebui să-i dau aceste două valori, rază stânga, rază dreapta, da? În rest, el trebuie să se ocupe automat singur, da? Pentru că racordarea, normal, la axele în lung trebuie să se racordeze, lățimile trebuie să ia de la axul 1, de la axul 2, respectiv, să se racordeze, șanțul la fel trebuie să-l ia de la un coridor și să meargă spre celălalt, da? Deci sunt niște secțiuni simple, adică nu că simple, dar elementare. Le găsește în axul 1, le găsește în axul 2, eu trebuie să vin și să zic racordul, cu ce racord trebuie să fac intersecția respectivă. Deci, practic, trebuie să definez două racorduri și două raze, să definez două raze și intersecția să fie amenajată. Dar în civil nu e chiar așa. Trebuie să-i declar și lățime, și dever, și profil, și nu știu ce, deci e complicat. De aceea am încercat totuși să optimizez acest proces de lucru și am ajuns la următoarea concluzie, la următoarea metodă, da, să zic așa. Bun. Deci noi avem aici lungul axei 1, probabil este asta, axa 1, și o să facem și un ax la axa 2, un profil pentru axa 2. Surface profile. Adăugăm terenul. Și îi desenăm și un lung, bineînțeles. Un profil longitudinal proiectat. Eu de obicei fac așa, primul punct, ultimul punct și după care îl mai cosmetizez. Nu o să stau acum să pierd foarte mult timp la asta. Nu asta e ideea. Bun, să zicem că ăsta este lungul axei 2. O să îi desenăm și profilul. Hai să vedem aici ce profil avem definit la coridorul cu axa 1. Structură 2. Probabil e asta. Structură 2, da. Bun. Hai să luăm tot pe ăsta și pentru axa, dar eu nu văd șanțurile aici. Ăsta e un exemplu de... Da, sunt. E un exemplu din civil, deci cu acest exemplu eu de obicei înregistrez tutorialele video, da? Îl folosesc ca și model. Da, sunt șanțuri, dar sunt foarte mici și acostamente nu sunt. Asta e de asta. În fine, da, nu contează asta. De fapt, ar trebui să-i desenăm și niște acostamente, dar hai să
Bine, hai să definim un pic mai bine tipurile. Acostament avem undeva, avem aici un acostament, hai să luăm pe ăsta ca și model. Și cu tot cu șanțuri. De fapt, pe ăsta hai să le ștergem. Asta la fel îl ștergem. Ca și lățime aici avem 2,75, e bine. Bun, și luăm de aici acostamentul cu șanțurile. Copii. Și le băgăm aici, da? Și acum noi avem și acostament, da? Margine, acostament, margine, drum. Ok, bine, am putea să ne jucăm un pic la lățime aici. Hai să ne jucăm să fie bine. Să fie bine, să nu fie rău. Deci ăsta are 10 cm. Nu cred că are 10 cm. Da, sau are, da. 0,16 are centimetri. Păi da, asta formula e greșită aici. Da, nu e nicio problemă. Deci trebuie să mai mărim un pic să ajungem la valoarea cealaltă. 0,2 0,22 0,25 0,25 și ăsta de jos îl mai mărim la 0,32 0,35. Da. Și ar mai trebui să adaug aici Shift White 0,24, 0,26, 0,3, 0,5, 0,35, 0,36, 0,38, 0,37. Da, ca să nimeresc aici, la aceeași valoare. Bun. Mai departe. Ăsta luăm și îl copiem în partea cealaltă, îi dăm mirror. Mirror. Fața de margine drum. Ok, perfect. Bun, deci ăsta este profilul nostru principal, să zicem așa. Să zicem aici 00 structură, care îl folosim pe un coridor și pe altul, da? Acum, pentru racord, astea o să le șterg, pentru că e o metodă mai veche de a folosi ansamblu. Deci, hai să lăsăm pe ăsta. Îl ștergem și pe acesta. Nu avem nevoie de el. Ok. Bun. Și acum o să facem niște tipuri pentru intersecție, da? Dar nu așa cum este implicit cu multe, multe tipuri, dar o să le facem mai puține, da? Ca să ne fim mai ușor la crearea intersecției. Copiem acest tip, îi dăm copii, la distanța de fopt 10, pe urmă 20, pe urmă 30, pe urmă 40, da? Bun, l-am copiat. În primul tip îi zicem structură left sau mai bine zic, hai să fac așa cum îi ziceam eu. Main left, da? Adică șanț pe stânga și pe dreapta nimic, da? Adică doar structura rutieră, o să vedeți mai departe de ce avem nevoie de secțiunea asta, da? Adică practic aici o să vină racordul și noi nu avem șanț pe racord, da? Aici, în partea dreaptă, ștergem și la ăsta îi zicem main r i g h t main right, da? Partea dreaptă. Așa. Ăsta îl putem scoate
ambele părți în cazul în care avem intersecție în 4, da, adică nu doar în T pe o parte, dar în toate patru direcții, dar o să avem nevoie și de secțiunea asta și la asta îi zicem main, principal, ok, și ăsta îl facem ca și racord. Ca și racord, asta ar însemna că noi pe partea dreaptă trebuie să ștergem toate straturile, pe partea stângă trebuie să ștergem acostamentul și ăsta, da? La partea carosabilă, ăsta, îi zicem că este de 2,5, da? În sus. Și punctul margine drum nu mai este aici, dar este în acostament, da? Pentru că ăsta este pe racord, da? Și practic aici va fi margine drum. Adică inside MD și ăsta none. Da? Vedem, s-a modificat aici margine drum și margine acostament. Nici nu știu cum e mai bine, pe alb sau pe negru. Black. Hai să încercăm așa, pe black. Da? Deci margine drum, margine acostament și ăsta la noi se numește racord. Da? Deci ăsta este acel element care îl vom folosi la racord. Da? Și practic, astea sunt elementele pe care noi trebuie să le folosim pentru intersecție. Da? Deci astea ar fi. 1, 2, 3, 4. Acum dacă ne uităm noi la intersecția, care se creează în mod automat sau cum se creează acolo, există 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ăsta mai trebuie să-l folosim noi. Null. Da? Ăsta o să avem nevoie. Deci sunt 9. Noi avem 1, 2, 3, 4. Da? Hai să vedem cum facem intersecția cu aceste elemente. În primul rând, noi trebuie să desenăm și al doilea coridor. La asta o să-i dau un rebuild. Ok, și la ăsta trebuie să mai desenăm un coridor. Coridor 2, aici polyline, aici și structura, da? Către teren. Dăm click pe OK. OK. Bun, acum suntem pregătiți să amenajăm intersecția, da? Pentru asta, de pe coridorul principal tragem regiunea mai în spate, da? Pentru că aici vor veni intersecția cu subansamblele lor, da? Pot să-l mai trag un pic mai tare. Se mișcă greu, e mare. Hai mai în spate. Și pe drumul principal trebuie să îi fac un split la regiune, da? Ca zona de intersecție. Practic eu vin și mă racordez în zona asta. Aici nu am nevoie de șanță, da? Aici voi avea carosabil, da? Deci pe zona asta trebuie să adaug acel tip care nu are șanță pe o parte sau pe alta, da? În cazul meu axul începe, de unde începe axul? Sfârșit proiect, da? Începe din partea dreaptă, practic eu nu trebuie să am șans pe partea stângă, asta ar însemna șans pe partea dreaptă, da? Deci îi dau un split, split la regiune odată aici și încă o dată aici undeva, da? Nu contează, pe urmă să le tragem înapoi. Și pe regiunea asta de mijloc îi modificăm proprietățile, da? Deci nu mai este cu șanțuri în ambele părți, dar e șanț doar pe partea dreaptă, adică main right, da? Dăm click pe OK. Da? Și ar mai trebui targetul să-l actualizăm. Există în ground, OK, OK.
Gata, da? Și acum vedem, pe partea dreaptă avem șansă, pe partea stângă nu avem, da? Deci noi acum putem să ne racordăm cu intersecția noastră. Bun, mai departe, ce facem noi mai departe? Mai departe luăm modulul ăsta de intersecție, dar înainte de asta vreau să văd distanța. Deci de aici până aici am 2,7, da? Deci 2,7. Înainte de a începe amenajarea intersecției, noi ar fi bine să mergem la section și să ne optimizăm procesul ăsta de lucru, da? Noi, dacă avem străzi care are lățimea în mare parte de 2,75 acoperiș și nu știu ce, ar fi bine la intersecție aici să definim aceste valori, da? Create intersection. Pentru că în momentul în care noi creăm intersecția, să dăm next, 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 create, da? Să nu stăm să definim acolo de fiecare dată în loc de 2,5, să punem 2,75, da? Mergem aici la opțiuni, da? Și începem. Deci primary, nu știu ce, asta nu interesează, default offset, da? Deci vedem aici lățimea părții carosabile este definită de 3 metri pentru drumul principal și pentru drumul secundar, da? Deci la noi este 2,75, da? Deci acestea sunt niște setări pe care le facem o dată și a doua oară nu va, de fiecare dată când creăm o intersecție, nu va trebui să le modificăm. Sau le modificăm în cazul în care avem un drum de 2 metri, da? Atunci da. Aici zice element start to end, deci offset-ul, să ne-l facă până în capetele aliniamentului respectiv sau doar pe zona intersecției. Eu ce zic to intersection extend, da? Să ne facă doar pe intersecție. Nu am nevoie să mi le ducă până în capăt. Aici, minus 2,5 minute, da, e ok pentru că e acoperiș. La curb return, aici 6 metri raza. Hai să zicem 12, nu știu dacă încape 12, dar hai să facem de 12. Și mai departe, ce mai avem aici? Ensemble, nu știu ce, default style. A, aici la Assembly Insertion Default, aici Boat, da, să facă secțiunele după Boat, ăsta cum se mai numește el. Aici tot putem să selectăm by intersection, nu știu ce. Bine, astea sunt deja alte numele, cum se numească intersecția, nu ne interesează. Bun, hai să vedem să desenăm intersecția, da? Deci selectăm Intersection, Create Intersection. Selectăm punctul de intersecție, trebuie să-l și nimerim, aici uite, se duce un pic mai departe, și după asta ne trebuie să specificăm care este drumul principal, da? Pentru că eu cu intersecția mea am trecut peste, dacă mă opream aici, el vedea că este doar o singură zonă, dar pentru că am trecut, mă întreabă să specific intersecția principală, nu știu, nu de fiecare dată întreabă, dar acum a întrebat. Bun, e, și aici unde ziceam, deci avem opțiunile astea, să-i dăm offset-ul, să-i dăm raza, să-i dăm dever-ul, panta, da? Deci noi dacă le setăm acolo, valorile respective aici sunt modificate, da? Deci avem 2,75, 2,75, 2,75, da? Bun, și n-am bifat că să nu mi le extingă până în capăt, asta o dată. Al doilea lucru, în mod normal, la început am început să lucrez cu offset-uri, da? Adică lățimea s-o definesc prin aliniament offset, da? Deci practic eu când creez o stradă, un ax, trebuie să-i mai fac pe lângă axul respectiv, să-i fac încă stânga, dreapta, plus acostament, plus trotuar, deci 3 offset-uri pe parte, 3 offset-uri pe alta, asta ar fi deja 6-7 axe, da? Ori 50, ori 7, deci 350 de axe eu trebuie să fac la 50 de străzi, da? Sau de exemplu la 50 de străzi, da? Deci foarte mult și offset-ul respectiv pe mine mă ajută să-i definesc lățimea părții carosabile, dar dacă strada mea are o lățime de bandă fixă, nu are rost să-i mai fac eu un ax, ca pe urmă acest ax să-l adaug în subassembly la target, să-i zic că desenează lățimea după axul respectiv, da? Deci e ceva în plus. Asta odată. În al doilea rând, aici când veneam la offset, eu trebuia să intru să-i zic că offset-ul folosește axa existentă care este pe partea dreaptă, du-te și selectează-o. Deci te doare capul. Aici nu mai definim nimic, da? Deci pur și simplu mergem next,
Da? Deci aici pasul ăsta înainte mergeam, dădeam offset, alegeam offsetul la ax, da? Deci care este offsetul pentru axul principal, care este offsetul pentru axul secundar, stânga-dreapta. Acum nu mai fac asta. După care trebuia să merg la curb return parametru. Bine, este definit odată, băgam 6 pentru că nu era spațiu și aia era. După asta trebuie să merg aici, la line slope parametru. Aici iar să zic că folosește profilul existent. Folosește profilul existent, da? Bam, bam, bam. Acum nu mai fac nimic decât îi dau next. E, și aici la next îi zic create corridor în intersection și adaugă coridorul la adaugă regiune la intersecția la coridorul existent, da? Adică să-l adauge la coridorul secundar care intră în intersecția principală și aici noi definim secțiunile, da? Deci curb Breton section. Ne uităm aici, vedeți? Zona asta care s-a accentuat, da? Deci noi aici trebuie să-i definim secțiunea, ansamblu pe care noi am creat-o pentru racord, pentru zona racord, da? Ce o problemă? Luăm și definim. Ne zicem racord, da? Ok. Mai departe. Turbo broad ăsta, nu știu ce este. Trebuie să definim zona centrală. Noi zona centrală nu o definim. Nu are rost. Pentru ce? Noi avem deja, i-am dat split pe zona asta. Noi ne-am lăsat coridorul care pe noi ne interesează și atât. Nu mai trebuie să le definim, să le împărțim. Da? Deci aici nu definim nimic. La main road, aici iarăși nu definim nimic. Pentru că noi avem, mai încolo noi deja coridorul avem. Ignorăm, da? Deci lăsăm așa, null ensemble, adică să folosească ansamblu, dar să-l folosească pe ăsta null. Main road left, iarăși nu adăugă nimic. Main road section daylight, iarăși nu adăugă nimic. Side ăsta, iarăși nu adăugă nimic. Side road, iarăși nu adăugă nimic, pentru că o să le extindem, dacă o să fie cazul din racord, da? O să putem să extindem. Aici iarăși nu definim, da? Deci uitați-vă câte secțiuni, câte subansembluri noi trebuia să definim pentru intersecții. Pentru ce? Pentru ce? Noi aici definim doar racordul. Mie îmi trebuie, desenează-mi un racord, da? Deci este drumul principal, este secundar, desenează-mi un racord cu raza de 6, 10, 12 metri, da? Cât am nevoie. De ce eu trebuie să stau să definesc toate zonele astea? Pentru ce? Dacă zona respectivă este clar că este cea care vine pe coridorul principal. Nu am nevoie de ea. Bun, și aici selectăm suprafața teren, da? Și dăm click pe Create Intersection. N-am verificat un lucru, cred că nu o să fac acum. N-am verificat ceva. Oricum, crearea intersecției niciodată nu mi-a ieșit din prima. Important este, procesul ăsta trebuie optimizat, personalizat și după prima intersecție care iese perfect, după câteva încercări, după asta o să iasă bine. Da? Deci eu din start văd aici greșeli. În primul rând nu se targetează lățimea racordului pe o parte și pe alta, asta știu de ce. Și ce problemă mai e aici? Și atât. Atât. Asta eu îmi dau seama pentru că n-am verificat. O să dau un do. În rest, parcă totul este bine. Bun. Da, deci problema asta, pentru că nu se targeta cu lățime, este din cauza racordului ăsta. Racordul ăsta al nostru, ăsta este racordul, are următoarele aspecte. Deci noi aici avem right și left. Right avem zona acostamentului și left avem structura rutieră. E, aici trebuie să fie invers. În prima parte trebuie să fie left, deci primul strat ăsta trebuie să fie sus, care dă targetul, da? Trebuie să fie în partea sus, în prima parte, adică primul. Și atunci el îi va da target. Dar la noi acum se află strat acostamentului și el practic targetul ăsta îl dă după stratul acostamentului, ceea ce nu e corect. Bun, deci noi aici, aceeași greșeală am mai făcut-o și prima dată. Ăsta o să-l copiez odată.
să fac o copie, da? Și aici o să șterg acostamentul, da? Adică, practic, eu șterg acostamentul și rămâne decât structura, ceea ce înseamnă că la secțiune structura respectivă este în partea de sus și stratul 1 vine primul strat definit în acest ansamblu, da? Și când o să dea targetare, o să dea după stratul ăsta, da? Ok? Și acum adaug pur și simplu acostamentul. Dau cu copy. Îl adaug aici, da? Ăsta îl șterg. La proprietăți verificăm încă o dată să fie ăsta primul, da, este primul. Bun. Și acum putem să mergem să mai creăm încă o dată intersecția. O să-i dau un save, cred că nu i-am dat niciodată. Save. Și hai să reluăm procedura, da? Deci create intersection. Definim intersecția, zicem că ăsta este main road, drumul principal și uitați-vă acum next, nici măcar next, next nu trebuie să-i dau, pot să-i dau direct create intersection, doar că aici nu am bifat create corridor intersection și adaugă la 30, da? Și aici, bine, ăsta dacă îl creez acum și dau o salvare, save set, setul ăsta va rămâne salvat și îl voi putea folosi pe viitor, deci practic doar că asta nu pot să o adaug, da? Deci asta e cam variabil de fiecare dată și nu pot să o definesc. Bun, și acum îi dăm create intersection. Și așteptăm. Perfect, intersecția noastră s-a creat. Și uitați-vă acum cât de simplu este, da? Deci intersecția este amenajată. Aici vine la fix, în unele cazuri sunt că trebuie să le extind, dar drumul ăsta, da, trebuie extins un pic. Deci ăsta trebuie să le extind un pic. Da? Și acum pur și simplu racordul ăsta. De ce? Am încurcat. Nu trebuia să adaug intersecția la record, la coridorul ăsta. Trebuia la 29. Ăsta e 29. Am greșit. Hai să lăsăm așa. Nu, hai să-l mutăm înapoi. Deci, intersecția asta. Nici nu știu cum e mai bine. Dacă îi dau delete de aici. Select. Delete. Se șterge. A rămas și asta. Dar îi dăm delete de aici, nu e nicio problemă. Delete. 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 Bun. Deci, încă o dată. Intersection. Create intersection. Deci, ați înțeles care e greșeala. Eu am definit intersecția asta, am atribuit-o la coridorul ăsta, ceea ce nu e corect. Este să trebuie la coridorul ăsta, da? Pentru că racordările astea vin mai mult pe drumul ăsta, da? Bun. Iarăși intersecție, selectăm main road. Next, next. Aici create intersection. Putem să-l adăugăm separat, dar nu e cazul. Nimeni trebuie aici, da? Și aici adăugăm racord. De obicei, setul ăsta eu îl salvez. Hai să-l salvăm și noi.
set subansemble. Create intersection. Perfect. Bun. Ăsta îl tragem într-o parte să nu ne încurce. Ăsta îl tragem un pic, am zis eu, din zona asta să fie la fix, da? Și ăsta rămâne decât să-l trag aici, da? Să-l extind până când începe intersecția. Până aici. Perfect. Doar că, din ce văd eu, n-are targetare la existent. Bun, și în partea asta la fel. Deci ăsta trebuie să trag racordul ăsta, regiunea asta, să o trag până când începe racordul la intersecție. Dar înainte de asta, aici mai trebuie de făcut o chestie. Nu știu de ce, dar în civil capetele astea trebuie micșurate un pic. Uitați-vă la intersecție. Dacă mergem la intersecția asta, da, deci el face racordul și când ajunge aici în capăt, se duce cu lățimea mai departe, da? Ceea ce nu e corect. El trebuie să se să taie până pe margine, nu trebuie să se ducă cu structura până în celălalt ax. Da? Și aici, de obicei, eu fac în felul următor. Aici este sfârșitul racordului și îi zic să se oprească mai înapoi, da? Cu o unitate. Da? Și el, practic, acum e bine, da? S-a terminat aici, nu se mai duce încolo. Și același lucru trebuie făcut și la celălalt racord, da? Aici. Aici deja este începutul, da? Deci trebuie să înceapă nu de la 5, dar de la 5 și 1. O unitate în plus îi dau. Și nu mai este racordul ăla. Da? Și acum pot să vin cu regiunea asta mai aproape până când începe racordul. Și la fel în partea asta, la fel, de aici până în intersecție. Deci, vedeți că durează să amenajăm o singură intersecție. Deja terminam o stradă. Asta nu-mi place. Dar, odată făcut prima intersecție, după asta merge mai ușor, da? Pentru că procesul este deja optimizat, toți parametrii sunt făcuți, da? Și deja următoarea intersecție va fi mai rapid. Nu atât de rapid cum aș vrea eu să-i adaug decât racordurile, razele, dar totuși este mult mai rapid decât am face asta prin metodele standard, da, cu 11.000 de subansambluri. Gata, s-a închis. Bun, deci cam ăsta este procesul, da? Deci, odată creat și optimizat procesul ăsta, deja intersecția, amenajarea intersecției este mai rapidă. Hai să facem încă o intersecție dacă mai avem, dar nu mai avem nicio intersecție, deci ar trebui să o șterg pe asta. Dăm delete. Hai să vedem cât de repede acum se face intersecția. Asta iarăși delete. Asta delete. El creează zonele astea, el le creează, da, dar ele sunt goale, da, deci nu ne deranjează cu nimic, cu absolut nimic. Deci avem ăsta principal, ăsta secundar, intersecția o ștergem, select, delete. Bun, intersection, create intersection, selectăm punctul de intersecție, selectăm main road, next, next, add, create, nu știu ce, bine, aici trebuia să-i zic set subansemble, zice că nu găsește, l-a găsit, deci așa ar trebui să meargă de aici din start, dar nu știu de ce n-au vrut să-l ia. Și create intersection.
Și intersecția a fost creată. Asta vreau și eu, da? Să-i zic, nici măcar să nu zic. Când s-a intersectat un ax cu a doilea, intersecția să se facă automat, nu trebuie să fac eu toate chestiile astea. Practic, toți parametrii îi ai. Ai lățime, ai șanță, ai acostament, ai lunguri, totul este. Decât racordul. Să mă întreb ce racord, ce rază la racord vrei. Atât. Și aici, ia să vedem. Da, și aici este racordul, da? Bine, pentru că m-am dus peste, el s-a legat de teren. Aici trebuie să mă opresc exact în intersecție. Dar, înainte, ce făceam eu ca să amenajez intersecția asta? Îi dădeam intersection, da? Tot. Selectam main road, ăsta. Nu, ce faci, mă? Cred că nu o să pot să fac intersecție peste intersecție. Selectez punctul ăsta, îi zic main road, aliniament, ok. Și după asta mergeam. Aici nu făceam, nu defineam nimic, mergeam next, aici offset parametru, offsetam, îi ziceam că ăsta are offset, are ax offset, are, da, ok. După care mergem la curb, bine, aici nu făceam nimic, băgam o rază și după asta, dacă era cazul, modificam. După care mergem la lane slope și aici iarăși dă lungul, că are lung și când să-i dai tu lungul aici, aici e jale, deci trebuie să selectezi din toate lungurile astea, deci nu e așa de ușor să le identifici. Cred că mai rapid era să dai click pe butonul ăsta, găsei lungul, axul cu lungul care te interesează, dădeai enter și pe urmă trebuia să selectezi, deci e interesant, da? Și la offset la fel, deci aici nu e chiar așa de simplu să găsești offset-ul, pentru că el, ia să vedem, da, deci nu ți arată offset-urile pentru axul 2, dar ți arată toate offset-urile. Deci eu aici sunt la axa 1, 2, deci nu sunt multe și uitați-vă câte au apărut. Dar dacă aș avea 50 de axe și eu aș fi la axa 50, vă dați seama cât scroll trebuie să dau eu ca să identific offset-ul respectiv. Și poți să ai mai multe offset-uri. Și trebuie să mă gândesc care este stânga-dreapta. Deci te doare capul. Și aici intersecția apar. Deci, aici este clar că este vorba de axa 2. Este clar că vreau să adaug un offset la axul 2. Da? Deci, din toată lista asta, mi-afișează doar ceea ce se referă la axa 2. Offset-urile de la axa 2. E elementar. Nu mai zic faptul că ar trebui să se facă chestia asta automat, cumva, adică, bine, e altă logică în civil, de asta nu prea merge. Bun, după care next, și aici deja era mai simplu, aici pur și simplu trebuia să dai la ce coridor vrei să te legi, da, și cam atât, da, deci intersecția în principiu este definită, da? Și vedem aici offset-urile, el a făcut oricum offset-urile, dar le-a făcut pe zona intersecție, nu le-a făcut cap-coadă, da? Se poate face și cap-coadă, dar și aici, dacă e cazul, se poate trage de linia respectivă mai încolo, mai încoace, doar că o să bușească tot pe aici, vedeți? Se bușește tot. Și dacă îi dau o recreare, s-a legat, dar na, da, în principiu da, e ok. A rămas să usetezi și asta, da? Ok, bun, deci cam atât.